Din punct de vedere a strategiei, asta este un slide care ar trebui să-l folosiți și este recomandat să-l folosiți indiferent de ce brand sau cine vin prezint de sus acolo. Este valoare pentru clienți. Virtualizarea trebuie primită în ansamblu. Virtualizarea nu este o soluție pur tehnică, este mai mult o soluție de business. Și în momentul în care business-ul își va da seama că IT-ul poate să-i furnizeze zero downtime prevăzut prin mentenanță, prin virtualizare, IT-ul o să aibă un rol mult mai important în care companii, indiferent de prețul plătit pentru a o astfel de strategie. Foarte multe proiecte cad în momentul implementărilor. Și vă spun, asta este real, iarăși indiferent de modul în care este folosită, dacă nu este gândită de la început. Avem clienți mari, care au făcut este pe 20 de servere, fără să gândesc la aplicații, au făcut calcul în Excel și au socotit că 600 de servere pot fi virtualizate în 6 luni de zile, după 6 luni de zile virtualizează 100. Motivul nu e legat absolut tehnic, ci singurul motiv este procedural și faptul că și operațional alții dețin controlul aplicațiilor față de IT, business-ului.